În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit astăzi biserica parohiei Sfântul Nicolae din comuna Corlăteni, județul Botoșani. Apoi a oficiat Sfânta Liturghie și a afirmat în cuvântul de învățătură faptul că, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul se roagă pentru toată comunitatea. Locul și timpul în care ne apropiem cel mai mult de cele spuse în Dumnezeiasca Evanghelie și cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, locul și timpul sunt biserica și Dumnezeiasca Liturghie. Ați observat de dimineață, sfințind biserica, am înconjurat-o citind din Dumnezeiasca Evanghelie, am uns zidurile bisericii cu Sfântul și Marele Mir, așișterea Sfânta Masă a Sfântului Altar. Toate cele împlinite acolo arată că Sfânta Biserică este un loc sfânt în care omul este chemat să se înalțe cât mai sus în Împărăția lui Dumnezeu, chiar viețuitor în această lume. De ce aceasta? Pentru că în biserică se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Pentru că la biserică aducem prin oasele noastre, în care așezăm dorurile, împlinirile și necazurile noastre, și preotul le duce la Sfântul Altar și acolo le ridică în fața Sfintei Treimi, zicând: ale Tale, Doamne, ale Tale dintr-o ale Tale sunt și necazurile și durerile noastre, găsește Tu o cale să ne înmulțești bucuriile și să ne dai răbdare în încercările pe care le avem. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a oferit părintelui Constantin Berbeci cea mai înaltă distinție a mitropoliei, Crucea Moldavă, pentru clerici. Totodată, cei care au contribuit la edificarea bisericii au primit distincții de vrednicie. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae a fost ridicată în anul 1988. Începând cu anul 2018, biserica a intrat într-un proces de reabilitare la exterior. Zidurile au fost înălțate cu 2 metri, iar interiorul a fost pregătit pentru pictură. De asemenea, au fost înlocuite Sfânta Masă și catapeteasma.